Așa. A voi! Mi-a fost dor. Și nouă la fel, de asta te-am și chemat și Mihai. Mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Mihai a fost cu ideea, pentru că m-a apucase pe mine cheful de cântat. Și el mi-a zis, bă, te trebuie un caracter un picuț mai puternic decât altă. O să o rugăm pe Lorena să vină și să ne povestească ea cum e de fapt în turnee. Trebuie să ai voință, da? Dacă ai voință, poți să cânți, poți să faci ce vrei. În turnee. În turnee e foarte frumos. Voi știți că eu pe scenă acolo simt că trăiesc. Da, mai ales când ferească Dumnezeu ți se întâmplă să-ți ia un fan mâna în mâinile lui și să pici în ca rața. Ai pățit asta? Am pățit-o, da, am pățit. M-am apropiat prea mult de fanii mei dragi. De fapt, mie îmi place să stau în între ei, da, lor. Și de data asta eram pe scenă, m-am apropiat prea mult, m-au prins de mânuță și eu i-am prins de mânuță la rândul meu, dar la un moment dat, din cauza îmbulzelii, știți cum e, ce îmbulzeală, ce bătaie, de data asta nu mai era pe tigaie, era îmbulzeală pe Lorena și prietenii ei. Din cauza îmbulzelii, am picat în fund. Opa! Pe scenă. În fond, în ce fond. Să zic? De toată frumusețea. Și pe tocuri. Și... Da, ai mai putut cânta chiar și în momentul căzăturii, că de obicei vocea se întrerupe în momentul în care păi face asta. Am întrerupt așa un vers, am continuat să zâmbesc și să cânt, pentru că nu puteam să las negativul să curgă și să îi las pe fanii mei. De fapt, și ei cântau așa, pe uscat, împreună cu mine. M-au ajutat. Au căzut și de pe scenă și au cântat în continuare. Da? Bitman a căzut jos de tot și a rupt mâna și a cântat în continuare de jos. Da, cu mâna ruptă. Cu mâna ruptă. Cu mâna ruptă. Da, 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 a dus concertul până la capăt cu o mână ruptă. Am crezut că numai eu, asta e o chichiță ce-am pățit eu. Nu, dar e funny, pentru că aveai o fustiță destul de scurtă. În momentul în care ai căzut, da, presupun că ai oferit spectatorilor o priveliște de neuitat. Deci domnul un moment nu era penibil în pe moment. Dar e funny de povesti. Acum mă amuză. Dacă nu mă amuza momentul, nici nu-l postam. Eu chiar l-am postat pe Facebook. Așa că dacă vreți să vedeți în toată splendoarea cum am căzut și ce am pățit. Înainte de pandemie, la spectacolele mele frumoase, aici eram undeva în județul Argeș, cred că la Costești, dacă bine mi-amintesc. Era foarte multă lume. Bine, se mai întâmplă din când în când acum câte o peripeție așa, dacă nu ai peripeții. N-ai ce povesti nepoților. Păi stai un pic. N-ai încercat să lași să pară că așa e coreografia? Să faci mișcări de jos? Cum? Să... Acum chiar așa, după ce mi s-a văzut puțin sub fustiță, că m-a dat de să mai și dai din piciorușe. Adevărul că se vede din imaginea alăturată. Nu trebuia să te dau eu de gol, pentru că e clar, fusta e scurtă, podeaua e dură și din această alăturare ce poate să iasă bun? Chiar dacă nu era scurtă, se ridica ea în momentul căderii. Pentru că am tras o trântă de toată pomina. Am simțit-o. Știi care m-a speriat pe mine dintre întâmplările tale? Într-adevăr, Mihai iarăși a avut dreptate. Erai la un concert și un fan mai înfocat decât prevede legea a hotărât să te ducă acasă, la el. A hotărât să mă răpească. Să cânt doar pentru el, cum ar veni. Da. Da, era puțin așa distrat. Da, înțeleg. Și eu nu mă așteptam la momentul. Adică eram atrafoxat. Da. Am coborât din nou, cum cobor eu în mijlocul publicului, m-am urcat pe banchetă pentru că era mai mică decât unii dintre prietenii mei care mă ascultau și pentru a mă vedea toată lumea m-am urcat pe bancheta aia și la un moment dat m-am trezit că am luat-o așa în sus. Sunt mai înaltă. Sunt mai înaltă decât toți și nu știam ce se întâmplă. M-a luat efectiv de pe banchetă, m-a pus cu fundul pe umărul lui și a început să mă danseze și să alerge cu mine, să mă scoată din mulțime. Tu cu microfonul în mână cântând. Microfon, da, bine, în momentul ăla mi-a fost frică. N-aveai cum să nu-mi rup dinții. Da! Negativul a curs, muzica mergea, eu nu mai cântam. Și văleu! M-am enervat la un moment dat că nu se mai oprea respectivul. Dar nu te-a speriat enervatul? Că enervatul te-a speriat? Eu m-aș fi speriat. Recunosc. Îngrozitor. Odată că mă scapă, din moment ce consumase oarece, ferească Dumnezeu, îmi rupe capul. Da. Eu mă gândeam numai la dinți, să nu-mi sparg dinții. Am luat microfonul... Nu uita să-l pui înapoi. Așa. Eu vă arătam.
Și dacă mă uitam. Vrei, putem să facem reconstituirea. Dacă... facem nu, reconstituirea. De ce dai, mă? Vrei, de ce vrei dai? Să mă iei pe umăr? Da. Așa, și mă uitam, strigam, practic strigam. Serios? La microfon, oprește muzica, oprește muzica. Vali, managerul. Eu am crezut că e o piesă nouă. Prieten... oprește muzica, toată lumea, știi? Nu prea, cică. La final zice, păi cum era să pierd eu momentul ăsta frumos? Ai, mă! Așa. Păi nu cum cred. Era să pierd și dacă îmi stricam dinții, îmi stricam... Deci cum am scăpat eu, l-am ținut așa de gât, i-am pus mâna pe după gât, pe după cap, așa. Și am băgat unghiile tare, tare aici, în bărbie. Și l-a fi durut. La un moment. Dar tu n-ai unghii. N-am unghii acum, dar păi nu, aveam, atunci dar aveai. Lui, au rămas acolo. Unghiile acolo. Da. De atunci nu mai am unghii. Da. Doamne, doamne. Asta ar fi oarecum amuzant, așa, dar lucruri mai puțin plăcute care... De exemplu, ai luat vreodată țeapă de la vreun concert? Adică să nu fii plătită pentru prestația deci ta. Deci am luat o toți singură... Toți spun asta. O singură țeapă mare care m-a durut și îmi venea să plâng că n-am cerut toți banii înainte. Unde s-a întâmplat? În Londra s-a întâmplat. Așa că dacă mergeți în Londra, cereți banii toți înainte. Weekendul trecut am fost în Londra, a fost foarte frumos, am fost cu Vali Vigelie și îmi pare foarte rău dacă s-a supărat domnul organizator pe noi, dar eu m-am jurat că nu mai merg în Londra decât cu banii înainte. Deci acum 2 săptămâni ți-a luat apă? Nu. Mi-a luat acum 12 ani în Londra. Perfect. Dar domnul acesta a trebuit să plătească oalele sparte plătind toți banii dinainte. Toți banii înainte, acum weekendul ăsta. Dar și pe Vali l-ați epuit? Nu. Deci, țeapa a fost acum 12 ani. Acum 12 ani. Tocmai am fost în Londra, weekendul trecut. Așa. Și îmi pare rău pentru domnul organizator, care a organizat o petrecere super faină. Dar a dat banii înainte. A dat banii înainte, asta era ideea. Și Vigelie. Noroc că măcar ți-a dat o cameră bună la hotel, din câte știu eu. Da, sigur. Nu? O cameră bună cu șoricei care se plimbau și mâncau din punga mea de pufuleți. Deci ai auzit? Nu, ce am văzut? Ce am fobie de șoareci și șobolani. Și eu. Am văzut șoricelul cum venea și mânca din pufuleți. Erau pufuleții mei puși pe fotoliu și mânca din pufuleți și ziceau: "A, nu mânca pufuleții, că n-aveam nici." Dar ăștia nu vorbeau românește. Da, și ce zic că recepționerul că i-a zis să-ți dau altă cameră și ți-a dat altă cameră parcă, mi-a nu? Dat, mai întâi mi-a dat o cameră, am băgat cheia în ușă și am intrat și ce crezi? Ce? Era liberă camera? Nu era liberă. Am dat peste 2 îndrăgostiți care erau în momente foarte tandre. Îndrăgostiți. În momentul în care se îndrăgosteau din nou. Înțeleg. Și totuși Lorena, în ciuda tuturor micilor de cazuri pe care a trebuit să le depășească, ne cântă o piesă care vorbește despre felul ei de a fi. Cum se numește? Ce frumoasă e viața! Despre asta este dimineața! Orice s-ar întâmpla, e frumoasă viața! Și mâine îi aștept pe toți românașii din Olanda, pentru că am cu Jenny Nicolau, cu colega mea, un spectacol senzațional la Olanda. Perfect. La Olanda, așa sau nume în unde? Olanda. Unde? În ce oraș? În Horn. Așa. Perfect. Mergem. Lorena!